o nouă clădire de birouri, este una obișnuită, ieșită din tipare, cum ați găsit-o? Este la nivel european, mondial, putem spune că este o poveste a globalizării și cel puțin pentru Cluj sau pentru România este acea pată de excelență care face o segmentare a populației fără doar și poate. Cum un mall atrage lumea să cheltuie banii, aici segmentează pentru un strat care reușește să plătească pentru astfel de metri pătrați, din fericire la noi și nu dincolo. Deci până la urmă, într-o dezvoltare capitalistă, inevitabil apare această segmentare. Putem fi fericiți că și la noi apare până la urmă nivelul de sus, spre care să tindem, măcar cu calitatea arhitecturii sau a execuției. Se încadrează în ambient, urmează și alte clădiri, sigur, este cam mare înălțimea între noi și restul. În care vedem această discrepanță și volumetrică și care, de fapt, este rezultatul unei dezvoltări, cam, dacă vrem să spunem mai frumos, una organică, în sensul că nu sunt niște proiecte de urbanism zonal care să aibă o certitudine că această calitate pe această șosea va lega într-o perioadă anume cartierul Mărăști de centru istoric. Sunt câteva proiecte care arată că potențialul acestei străzi este fără doar și poate foarte mare, însă reglementarea urbanistică, din păcate, nu s-a făcut decât punctifor. Asta ne face să credem că nu va fi în final o unitate de volume sau idei arhitecturale. Probabil vor rămâne încă foarte multe elemente discrepante care cel puțin generația noastră o să vadă în această variantă. Putem spune și de experiența de acum 100 de ani, când Clujul a crezut că devine capitala regiunii înainte de primul război și al doilea război mondial. Centrul istoric astăzi este o înșuruire de calcane, ceea ce a arătat că clădiri de parter și un etaj sunt alături de clădiri de patru etaje. A devenit o zonă protejată, ca atare trebuie să fim fericiți și de una și de alta și să ne gândim cum o să pansăm calcanele. Probabil astăzi suntem într-o variantă contemporană a acestor dezvoltări explozive, ceea ce nu știm în cât durează, nu știm cât poate să asimileze orașul pe străzi și artere, fiindcă nu este o focalizare anume, este liberă într-un fel în tot orașul. Sunt câteva zone, sigur, mai atractive pentru investitori, dar probabil că mult timp o să vedem această discrepanță pe aceste artere din aceste cauze investiționale și carențe urbanistice.